Am revenit pentru a treia parte a acestei emisiuni și vă asigur că și pauzele publicitare, discuțiile din pauzele publicitare sunt cel puțin la fel de interesante ca cele din emisiune. Mălin Bot, jurnalistul Mălin Bot, se află în studio alături de mine și Sebastian Rusu de la jurnaliștii.ro. Domnule Mălin Bot, înainte de pauza publicitară am fost nevoit să vă întrerup, voiați să deschideți un subiect și eu sper că ne-ați luat-o ca un gest lipsit de politică. Încercam să explic tuturor celor care fac parte din marea masă a votanților PNL și USR că aceste alegeri sunt despre mult mai mult decât pe cine trimitem în Parlamentul European. Miza acestor alegeri este uriașă pentru România, pentru viitorul tuturor. Pentru că în funcție de prezența la vot la aceste alegeri, în funcție de rezultate, este pentru prima oară în ultimii 2 ani de zile când noi, poporul, putem să oprim această mafie din tot ceea ce au făcut ei în esență ca să legalizeze corupția și să scape de anchetele și dosarele lor penale. Este prima oară când putem să-i oprim. Deci asta este o miză mult mai mare decât un nume sau altul pe care îl trimitem în Parlamentul European. A doua miză uriașă ține de cine va guverna România pentru următorii, sper eu, 10 ani, pentru următoarele 2 mandate. Și așa cum stau lucrurile acum, opinia mea este că Partidul Național Liberal și Uniunea USR Plus sunt condamnate, dacă vreți, poate în sensul bun al cuvântului, să colaboreze pentru a putea să guverneze. Niciunul dintre aceste partide nu are șanse să aibă singur o majoritate parlamentară sau să facă această majoritate cu un partid mai mic. Cred că dacă ar îndrăzni să se asocieze cu alte partide care ar putea să rupă de la PSD, dar care reprezintă tot hashtag mafia, cum ar fi Pro-România sau UDMR, care în opinia mea este un fel de mogior PSD, s-ar sinucide politic, deci ar pierde toți susținătorii, deci ele sunt condamnate să guverneze, după părerea mea, cel puțin următorul mandat, începând din 2020, să guverneze țara. Ori, asta este o răspundere PMP-ul uriașă. PMP-ul alăturați acestor două partide? PMP-ul nu cred că va mai avea rezultate foarte bune. După părerea mea, ceea ce a făcut președintele Traian Băsescu în susținerea Elenei Udrea împotriva statului de drept a avut efect devastator și definitiv asupra acestui partid. O să vedem la alegeri. Nu cred că PMP-ul poate să strângă suficient de multe voturi astfel încât să devină un aliat al USR-ului sau al PNL-ului pentru o eventuală majoritate parlamentară. Nu văd. Conducerea partidului este optimistă că duminică vor putea să scoată mai mult de 5%, ceea ce ar putea fi un semnal că și la alegerile parlamentare ar putea să treacă de pragul electoral. Hai să zicem că ar scoate 5%, da? Și ar avea un 5%. Ce trebuie să înțeleagă oamenii? Că procentele care vor rezulta din aceste alegeri vor sta la baza negocierilor pentru viitoarea coaliție de guvernare și viitoarea alianță. În opinia mea, PNL și USR sunt condamnați să colaboreze. Zicem că PMP-ul ar lua 5%. Și hai să zicem că într-o variantă foarte bună, da, PNL-ul ar lua 30%. Tot sunt 35%. Nu este... Nu, eu mă gândeam la o posibilă alianță între PNL, USR și PMP. Îmi este greu să văd o alianță USR-PMP, vă spun foarte, foarte sincer. Nu cred că susținătorii USR-ului ar fi de acord cu o astfel de alianță. Deci PNL-ul și USR-ul sunt condamnați. Ei pot, după părerea mea, cred că vor avea un rezultat foarte bun la aceste alegeri europarlamentare. Cred că bazați pe acest rezultat pot să genereze în societate o prezență la vot masivă la locale și la următoarele parlamentare, astfel încât să aibă împreună majoritatea necesară ca să guverneze. Dar pentru asta trebuie să întâmple un lucru. Ați trecut direct la locale, am remarcat, n-ați spus nimic de prezidențiale. Iarăși ar putea fi un factor determinant rezultatul alegerilor prezidențiale. Ar putea fi. Momentan, Klaus Iohannis este susținut de către Partidul Național Liberal. USR-ul nu, și plus nu văd să aibă un candidat. Domnul Cioloș? Domnul Cioloș, vă spun, eu nu cred că domnul Cioloș va candida la prezidențiale și vă spun de ce. Am urmărit cu foarte mare atenție comunicarea pe care au făcut-o atât Dan Barna cât și Dacian Cioloș pe Facebook. Ce au spus ei oamenilor? Da. Super, foarte bune mesajele și foarte faine. Eu din ce a spus domnul Cioloș în această campanie electorală, am înțeles că el este hotărât să-și folosească experiența în slujba României la Bruxelles. Ori dacă domnul Cioloș acceptă să fie votat de oameni, se ducă la Bruxelles și după aia să facă ceea ce s-a făcut 30 de ani în politică, un lucru necinstit, după părerea mea,
să te pui cap de listă și după aia să pleci de pe listă ca să participi la alte alegeri, cred că asta nu va fi pe placul oamenilor care îl votează, tocmai pentru seriozitatea dânsului. Domnule Mălimbăt, și tocmai pentru faptul că este un om de cuvânt. Am avut domnul Cioloș, de altfel, și-a dat cuvântul că nu va candida împotriva președintelui Klaus Iohannis. Acum văd că își dă cuvântul în fața alegătorilor că va merge la Bruxelles și va face treabă pentru România. Eu îl văd ca pe un om de cuvânt și de asta vă spun că, așa cum îl văd eu cel puțin, ca fiind un om de cuvânt, un om moral, nu cred că va face o astfel de mișcare. Deci, mi-aș fi dorit ca să întărească acest lucru, pentru că mult mai mult vâlva a făcut declarația dumnealui atunci când l-a criticat pe președintele Iohannis, decât eu sincer nici nu știam că domnul Cioloș s-a hotărât să rămână la Bruxelles. Aici în emisiune, în timpul campaniei electorale... Eu vă spun, dânsul n-a spus clar, domne, dacă voi fi votat rămâne europarlamentar, dar... Din modul cum și-a făcut campania, unde a explicat ce experiență are, ce vrea clar. Să facă. Totuși, domnul Cioloș, nu? Adică fost premier al României, poate să spună lucrurilor pe nume. Domnul Dragnea nu scapă nicio ocazie să nu spună. Ți-o spun direct. Asta este o coțcărie care s-a făcut timp de 30 de ani, cu oameni care s-au pus pe liste, ca să tragă listele în sus. Oamenii au votat pentru ceva. I-au votat ca să fie primar. I-au votat ca să fie... În general, alegeri locale s-a făcut. Lumea te-a votat să fii primar și după aia au venit alegerile parlamentare și tu ți-ai dat demisia. Da. Asta nu este în regulă. Fără nicio supărare, oricât de mult aș aprecia anumite persoane. Să știți că sunt situații în care au candidat și la parlamentare și s-au retras de pe listă pentru că trebuia să intre un candidat aflat ceva mai jos. Vă spun ceva. Eu nu cred că niște oameni care și-au propus să schimbe politica, să schimbe tot ce a fost rău până acum în politică, vor apela la astfel de lucruri greșite în trecut. Și lucru cel mai important, așa cum cunosc eu susținătorii USR, susținătorii domnului Cioloș, cu care discut toată ziua pe rețele sociale. Da. Mulți dintre ei sunt și susținătorii mei. Eu nu cred că oamenii ăștia ar avea o reacție pozitivă în fața unui asemenea tip de operare în politică pe stil vechi, dacă vreți. De asta vă spun că la prezidențiale lucrurile par oarecum clare. Depinde de prezența la vot. Pentru că este un scenariu, am făcut pe YouTube un comentariu, l-am și desenat pe clipboard, am scris ca să vadă oamenii, în care eu explic că lumea se bucură, așteaptă în 27 mai condamnarea lui Dragnea, zice, domnule, las că-l condamnă justiția și am scăpat. Nu. Chiar și dacă va fi condamnat, dacă prezența e slabă la vot, dacă lumea nu votează la referendum, în 5 iunie CCR-ul scoate din închisoare. Îi anulează toate condamnările. Și să vedeți ce va urma după aceea. Dar, revenind la subiectul principal, PNL-USR, opinia mea este că adevărata miză este ca cele două partide, împreună cu simpatizanții lor, care reprezintă undeva 3, poate maximum 4 milioane de oameni, o să vedem la alegerile europarlamentare, să genereze un mesaj unitar, astfel încât să atragă la vot pe cât mai mulți dintre cei nehotărâți. Oamenii au nevoie, după experiența asta oribilă cu Dragnea, să vadă niște politicieni profesioniști care pun interesul suprem al țării înaintea interesului, hai să vedem, să iau eu mai multe voturi decât alt partid cu care poate aș fi în opoziție, adresându-mă unui electorat de, să-i spunem, de dreapta, unui electorat anticorupție. Părerea mea este că ei sunt condamnați să colaboreze, dar în același timp trebuie să aibă mare grijă să nu repete greșelile CDR-ului, care a fost... în care oamenii au investit 96, atât de multe 2000. Speranțe, am trăit acele vremuri, s-au investit atât de multe speranțe și după aceea totul s-a sfârșit într-o ceartă, într-o dezbinare, într-un lucru care ne-a adus după aceea, în ce situație ne-a adus să avem de ales între Ion Iliescu și Vadim Tudor. Ne-a adus după aceea dictatura lui Adrian Năstase. Adică ei trebuie să fie foarte atenți la greșelile pe care alții le-au făcut în trecut, fiind în această situație de a avea milioane de oameni care își pun speranțele în ei. Și vă spun că, în opinia mea, atât PNL-ul cât și USR-ul reprezintă cine s-a hotărât să voteze cu oricare dintre cele două partide, reprezintă un vot, o garanție anti-PSD. Am explicat de ce USR-ul este, dacă vreți, mai anti-PSD decât PNL-ul. Rămâne de văzut. Este posibil ca PNL-ul să rupă toate aceste alianțe cu PSD-ul ca să nu mai fie discuții în perspectiva alegerilor locale. Dar ei sunt condamnați să colaboreze. Și atunci, după părerea mea, trebuie să trateze foarte serios
adevărul aceste este că lucruri. La nivelul conducerii cearta, celor două partide nu la nivelul există, conducerii nu există, da. Dar există totuși lideri importanți. Undeva la nivelul 2 există lideri, dacă vreți, lideri de imagine importanți, nu cum este Andrei Caramitru sau oameni care au o forță mare de imagine pe rețele sociale, da, către public, care trebuie să fie foarte atenți la aceste comunicări publice. Pentru că dacă se creează impresia că e dezbinare, că nu pot să colaboreze, nu vor atrage oameni din marea masă a nehotărâților. Și atenție mare, dacă ne uităm pe fotografia din 2000, alegerilor din 2016, de la parlamentare, cam 3,6 milioane sunt electoratul, hai să-i spunem hashtag mafia, actuala coaliție, PSD, ALDE. De la PSD se vor duce probabil mulți la Pro-România, foarte mulți cred că vor migra în acea direcție. Și undeva cam la 3 milioane ar fi potențialul electoral, hai să zicem că mai crește poate al PNL și USR, dar ei au nevoie să aibă o majoritate clară, pentru că sunt foarte multe lucruri de corectat și ele trebuie corectate rapid. Toată nebunia pe care au făcut-o cu comisia lui Florin Iordache, cu Șerban Nicolae, tot ce au făcut ei împotriva independenței justiției, trebuie corectat în viitoarea majoritate parlamentară urgent. În prima săptămână trebuie toate aceste lucruri corectate. Ori pentru asta ai nevoie de o majoritate foarte puternică. Pentru a obține o majoritate foarte puternică, mai ai de convins una, două, trei milioane de oameni care acum sunt nehotărâți, care se uită și la USR, se uită și la PNL și încă nu știu, poate mai trag cu urechea pe la propaganda mafiei care spune, domne, USR-ul sunt securiști, PNL-ul de fapt nu s-au schimbat și sunt undeva între ele. Tu pe omul ăla trebuie să-l convingi. Pentru că tu nu ai să convingi, indiferent cât de inteligent ești tu în comentarii, că l-am dat exemplu pe domnul Andrei Caramitru, indiferent cât de inteligent și de penetrant ești tu în comentarii pe rețele sociale, tu n-ai să convingi pe nimeni de la PNL, om decis să voteze cu PNL-ul, să schimbe opțiunea de vot. Nu acolo este miza. Miza este dintre cei mulți nehotărâți să atragi voturi și către PNL și către USR. Ori, este foarte simplu, dacă ai în față două persoane care te cheamă, te duci. Dar dacă ai în față două persoane care se ceartă între ele, nu te duci, te uiți la ei. Dacă se ceartă rău de tot, îți faci cruce și pleci. Asta este un lucru pe care eu îl tot explic pe rețele sociale, dar din păcate există voci importante din ambele tabere care văd lucrurile strict cumva cu ochelari de cal, în perspectiva acestor alegeri, concentrați, domne, hai să luăm noi cât mai multe voturi, nefiind atenți la faptul că prejudiciul care se poate produce din aceste atacuri poate afecta adevăratul obiectiv. Și adevăratul obiectiv și cel mai important obiectiv pentru România, pentru aceste două partide, este unul să repare toată nebunia făcută în arhitectura statului de drept și să stopeze legalizarea corupției și să creeze toate condițiile astfel încât Direcția Națională Anticorupție să funcționeze din nou cu motoarele turate, așa cum a funcționat până când această majoritate a început să blocheze activitatea și a blocat Direcția Națională Anticorupție, și doi, să guverneze țara, să o guverneze cinstit, să o guverneze fără penali, să o guverneze onest, în interesul oamenilor. Ori așa ceva nu se poate face decât cu foarte multă maturitate și cu foarte multă seriozitate și gândind mișcările pe termen lung. Domnule Sebastian Rusu, domnul Mălin Bot a vorbit despre PNL, despre USR. Vă revine dumneavoastră misiunea, sarcina de a vorbi despre PMP. Intră în Parlamentul European, face 5% duminică. În primul rând, aș putea spune că PMP va juca important, PMP și Pro-România și o parte din PNL, de fapt și PNL un ansamblu care are un parteneriat cu formațiunea doamnei Maia Sandu și Andrei Năstase, principala miză pentru acest, mai mult pentru Pro-România prin Iurie Leancă și Traian Băsescu, Eugen Tomac, Basarabia, Republica Moldova, unde pe aici va juca va intra și independentul George Simion. Nu știu cât va reuși să spargă, dar aici va fi miza principală. Din ce am văzut în spațiu public de la Chișinău, cumva lucrurile sunt partajate. Și Iurie Leancă a jucat foarte important în aceste săptămâni în Republica Moldova. Traian Băsescu cumva a venit cu aceeași idee de unire, de reunire de fapt. A achesat pe aceeași idee, dar cumva sub egida strânși uniți în Europa.
Și mai e și mai sunt și de fapt și a venit foarte puternic și Partidul Național Liberal. Deci turneul electoral, mini turneul electoral pe care l-a făcut Areș Bogdan cu Ludovic Orban, cu domnul Ludovic Orban, în prezența Andrei Năstase, Maia Sandu, a adus cumva o deschidere mai mult către Partidul Național Liberal. Pe de altă parte, în plan intern, nu știu dacă persoana președintului Traian Băsescu mai are aceeași pregnanță și vizibilitate electorală. Nu mă refer la băsiștii propriu-zis, ci la cei nehotărâți, cum a zis și domnul Mălin Bot. Iar Pro-România cumva va reuși, în opinia mea, să ia acel electorat nemulțumit de la PSD și electoratul social-democrat care are o anumită pregătire, intelectualitatea social-democrată, care, într-adevăr, sunt intelectuali și aici eu vă spun că sunt anumiți intelectuali, dar nu-i știm că nu sunt lăsați să iasă public, să aibă o anumită vizibilitate, care gândesc în termeni social-democrați. Da, și de-a lungul istoriei. Da, deci nu sunt chiar... Partidul Social-Democrat în mod tradițional, exact, a fost condus de intelectuali, vorbesc de perioada lui Titel Petrescu. Exact, dar până la Titel Petrescu, nu știu în ce măsură a reușit Victor Ponta, exceptând gafele, mă rog, buna guvernare, dar și acel... Mie mi-a rămas în minte meeting-ul de pe stadion cu cei 60.000 de oameni. Nu știu dacă din mentalul, vedeți noastră, noi lucrăm cu mentalul colectiv al oamenilor. Nu știu dacă, mă refer la publicul educat, care contează până la urmă, nu fac o discriminare, dar până la urmă publicul acela care... Domnilor, mai avem 5 minute. Imediat. Vă rog. Nu știu dacă s-a uitat acea imagine. Deci încă o dată vă spun, ideea de cult al personalității, de daciadă, universiadă, ce zi noastră, congres, plenară, la pătura, mă refer la ce structură de electorat dinamică, nu știu dacă mai prinde chestia asta. Și s-ar putea să te coste puncte. Avem 5 minute și n-am scos o vorbă despre referendum. Este important, vorbit despre alegerile europarlamentare, deci, despre importanța lor în Europa, pe plan intern, dar referendumul... Treaba este așa, dacă referendumul nu se validează, chiar dacă Dragnea e condamnat în 27 luni, dacă în 27 luni, și cel mai probabil îi vor da sentința atunci, pentru că vine 1 iunie când se pensionează o judecătoare și de aia s-au grăbit, pentru că dacă nu se pronunță până la data pensionării, se reia tot procesul și nu cred că vor treaba asta. Dacă în 27 Dragnea este condamnat, merge la pușcărie, la închisoare, se aplică de îndată, o să vedeți știrile, ca la Adrian Năstase, fie elea de acasă, fie merge el. Dacă este achitat sau se amână, în toate cele trei variante, și referendumul nu e validat, în data de 5 iunie, Curtea Constituțională va anula toate condamnările în completul de trei judecători. Ceea ce înseamnă că îi se anulează lui Dragnea, de asta vă spun, și dacă el va intra în pușcărie luni, în 5 iunie, dacă referendumul nu-i validat și PSD-ul nu suferă o înfrângere electorală puternică, deci Dragnea nu își pierde puterea politică, își pierde libertatea, dar grupul lui de interese nu își pierde puterea politică, în 5 iunie, după părerea mea, CCR-ul va scoate afară din închisoare, se va întoarce pe cai mari, îl va suspenda pe președintele Klaus Iohannis pentru că a participat la mitingul PNL-ului. Conform articolului 95 din Constituție, suspendarea 98, este președintele interimar, va fi Călin Popescu Tăriceanu, președintele Senatului, care nu are interdicție să numească un nou prim-ministru. Atenție foarte mare! Președintele interimar, în momentul în care Dragnea o dă jos pe Dăncilă și a dat semne că vrea să o dea jos pe Dăncilă, îl poate numi prim-ministru. Dragnea prim-ministru va organiza alegerile prezidențiale și omul e specialist în fraudă, are prima condamnare pentru fraudă electorală, atenție mare, alegerile locale și alegerile parlamentare. Astăzi Dragnea a făcut niște declarații foarte interesante în care a lăsat să se înțeleagă că este posibil ca alianța PSD-ALDE să aibă un candidat. Eu cred că Dragnea își dorește mai mult funcția de prim-ministru, care îi dă o putere mult mai mare și cred că toată lumea a înțeles ce înseamnă funcția de prim-ministru, decât funcția de președinte cu atribuții restrânse. Este foarte probabil acest scenariu, în situația în care referendumul nu se validează, în care în 2020 România va fi condusă de acest cuplu, Tăriceanu-Dragnea, cu Tăriceanu prim-ministru, cu Tăriceanu președinte, cu Dragnea prim-ministru stăpân absolut în România. Și acest scenariu, din punct de vedere legal, este plauzibil și un singur lucru ne dă certitudinea că el nu se va întâmpla. Prezența la vot, la alegeri parlamentare și la referendum. Și vot da pentru cele două întrebări de la referendum, pentru că asta, dincolo de întrebările în sine,
arată că societatea nu este de acord cu tot ce au făcut ei în ultimii 2 ani de zile, arată că președintele Iohannis este cel care are dreptate din punct de vedere al poporului și stopează Curtea Constituțională, pentru că dacă referendumul va fi validat, în opinia mea CCR-ul va respinge și Dragnea va rămâne la pușcărie dacă este condamnat sau chiar dacă își reia procesul sau va fi achitat, își va pierde puterea politică și începem să ne întoarcem către direcția cea bună. Deci este de o importanță vitală prezența la referendum și votul da. Referendumul, domnule Sebastian. Este foarte importantă prezența la acest referendum și o să vorbesc mai mult de ceea ce înseamnă validarea referendumului în planul politicii internaționale și în relația din noua configurație a plenului și a instituțiilor. Un minut, deci dacă referendumul va trece, este clar că poporul român în ansamblu va da un mesaj către comunitatea internațională că statul de drept nu a murit și ideea de ordine și bună guvernare există. Dacă va fi invalidat, direcția României va fi cumva PSD cu ALDE, vor merge cumva în plan european către grupul ultrapopuliștilor, probabil cu Marine Le Pen și cu domnul Salvini, probabil și cu domnul Victor Orban, și calea României va fi cumva către un regim autoritar, autarhic, pe aceeași linie putinisto-erdoganistă și lumea, în încheierea spune că poporul român și românii și toți care ne ascultă să nu se mai culce pe acea idee că ne apără Uniunea Europeană, parteneriatul strategic cu Statele Unite și NATO, dacă poporul în ansamblu, iar vorbesc cu poporul, dacă românii, cetățenii și toți în ansamblu, indiferent de la cel de la care stă în cătunul X până la marele corporatist de la nu știu ce corporație, nu va conștientiza că trebuie să meargă la vot. E o opțiune pentru care s-a murit în 89 și înseamnă un exercițiu democratic. Votul este universal. Ne presează timpul, și dar în același timp ne presează și telespectatorii noștri. Da. Pe pagina de socializare a postului nostru e o adevărată discuție. Dacă în acest context în care am tot spus că să vină lume multă la vot, oamenii să voteze, nu ar fi o idee ca votul să devină obligatoriu? Și vă rog să-mi răspundeți foarte scurt dacă se poate prin da sau nu. În Belgia am documentat, poate fi o soluție, însă eu cred că omul democratic este ca omul să aibă și opțiunea să nu meargă la vot. Cred eu că democratic este așa. Și va trebui să facem eforturi mari ca să înțeleagă oamenii de ce trebuie să meargă la vot. Domnule Sebastian Rusu, nu ne putem întoarce la sfârșitul secolului XIX, început de secolul XX, când aveam un vot cenzitar. Votul trebuie să fie universal, egal, direct și cum vreți să o luăm. Ideea este de cultură politică. Partidele politice, și cu asta închei, prin ideea de cultură politică, și asta am vrut să spun și în debutul emisiunii, cumva trebuie să se aplece și pentru acel electorat care nu se simte reprezentat. Mă refer și la cei care eu am spus că au fost aduși cum au fost aduși, domnul Botei a văzut, i-a filmat. Asta este ideea, să nu se mai meargă pe electorate țintă, fiindcă totul, în opinia mea, va rămâne și voi spune, cum spunea și Titu Maiorescu, vor fi forme fără fond. Iar ei, în spatele... Transformăm campaniile electorale, exact, campanii de marketing. Exact, iar în spatele cortinei își vor face acele jocuri subterane și viitorul generațiilor vor fi cumva, nu neapărat sacrificate, ci cumva direct trasate. Votul este un drept constituțional, dar în același timp trebuie să-l privim și ca pe o datorie civică. Exact. Domnilor, vă mulțumesc, să sperăm că telespectatorii noștri vor asculta îndemnul nostru de a merge duminică la vot, sigur că da, să voteze cu oricine doresc dumnealor, așa cum le spune sufletul, așa cum le spune mintea, cum le spune inima, numai să meargă la vot, pentru că este, după cum spuneam, un drept constituțional, dar și o datorie civică. Vă mulțumesc, domnilor, pentru prezență și pentru această discuție, care sper eu a fost interesantă pentru telespectatorii noștri. Sigur că da, vă mulțumesc și dumneavoastră pentru că ați fost alături de noi, iată, preț de o oră și jumătate, până când ne vom revedea, toate cele bune!